Animalele de la zoo ar putea ajunge să fie împușcate dacă sunt prea multe. Asta solicită doi parlamentari PNL care au depus un proiect de modificare a legii grădinilor zoologice și acvariilor publice. Deși tot mai multe animale sălbatice sunt pe cale de dispariție, Partidul Național Liberal susține eliminarea acestora. Animalele de la zoo ar putea fi împușcate dacă sunt prea multe. Eu zic că animalele acelea pot fi încredințate iubitorilor, adică nu vorbesc de lei, de leopard, dar pot fi încredințate iubitorilor, bine, contra cost, nu, de omorât, ca e o ființă, până la urmă. Iubitorii de animale consideră că această măsură este total greșită și că se puteau găsi alte soluții pentru surplusul de animale din grădinile zoologice. Eu țin la animale. Nu vreau să le omorâți. Nu. Nu îmi place să... Las. Auzi, dacă nu le pot ține oamenii ăia, să le ghe în altă parte. Să le ducă unii, au grijă alții de ele, dar să nu le omoare. E păcat. Nu trebuie omorâte. Toți copiii, toată lumea preferă animale. De ce să le omoare? Au suflet, lumea le ocrotește. Cum să omoare un animal? Eu nu cred că e bine proiectul venit de PNL. Să se gândească. Că până acum dăduseră proiectul de lege ca să nu bată animalele și acum cum să le omoare? Acest proiect a declanșat revoltă în rândul cetățenilor. Sacrificarea animalelor de la zoo nu este dorită de către români. De asemenea, conform noii forme a legii, grădinile zoologice pot vinde animalele pentru sacrificarea unităților autorizate în acest sens, dar și către asociațiile de vânătoare și circuri.